datorită mentalităților care se impună pe locurile noastre, iată din ce și mai greu pentru Dumnezeu să o tână, să zârșăm, poate avea parte de căsătorie. Pe vremea când era mai bine, asta nu este era o problemă în România. Tinerii ajungeau la vârstă de căsătorie și căsătoreau. Era o problemă. Să nu-ți găsești soț sau fie nu găsești. Deci el, ori acum este realmente o lume schimbată și foarte mulți tineri, foarte mulți tineri, după ei și pete, supăr că se văd în imposibilitatea de a-și crea o familie. A scăzut la tine disponibilitatea de a crea o familie. S-a mărit teama de familie. Tinerii ajung să se teamă, nu au încredere. Plus de asta s-a mărit pe capul și o mică parte din tine, pur și simplu, aleg să crească fără să-și asume responsabilitatea pe care o implică relația familială. Așa ceva era scandalos în câteva decenii în România. Deci, un om care făcea așa ceva era considerat vinovat, păcătos, era pus deoparte în societate. Ori lucrurile acestea s-au întâmplat într-un timp foarte scurt. Câteva decenii, repet. Și ce se întâmplă atentează la partele însăși ale familiei. Nu e nevoie să mai se întâmplă. Concubinajul sau concubinajele, nu se schimbă foarte ușor partenerii. Toată propaganda homosexuală de astăzi, vor până din adică nu se facă că oameni se creadă că aceasta ar putea fi alternativă a familiei create de Dumnezeu, oprirea copiilor prin păcate foarte mari, prin crime, care se reușesc în foarte multe forme astăzi, nu numai abortul chirurgical, este abortul chimic, cu pilulele care sunt pilule ucigașe, antimedici, faptul de antipășionare, pentru că, de fapt, el ucid lucii deja trăiesc. Toate mijloacele mecanice sau chimice care opresc copiii, apoi educația problemă, educația copiilor pe care ca credincioșul vedem foarte compromise astăzi. Să știți că în America, așa cum zicem și în România, sunt oameni credincioși care nu mai dau copii la școală. Din ce în ce mai mult aleg acest mod de școlarizare acasă, de homeschooling. Și uneori, cu ajutorul bisericii, am văzut în Canada, cu copiii se pregătesc la biserică ca să-și ia probele. Cu ajutorul unor profesori, spun că la școală este prea periculos. Școală nu este școală. Fără acela lucru se întâmplă și în România. Și părinții care simt foarte mult ca fiii și fiicilor să fie feriți de propaganda anticristică alesă nu de a copii la școală. Apoi, repet, relațiile de tine, mentalitățile care se impună, de la dependențele de toate felurile, dependența de tablete care vă trece pe mai nou la un an și ceva la 2 ani, de calculator, dependența de alcool, de droguri, care sunt boli foarte grave, dependența de jocuri. Sau în acum, și noi deja în parodie avem câteva cazuri, în parodie, la noi
câștige, aruncă la jocul. În America, la Atlantic City, am văzut, anume am văzut acolo să văd, un fel de Las Vegas pentru sărăcine. Sunt acolo tentare de săl de joc. Oameni bătrâni, pensionari, paliți, și pensia, iar și prea cu fotopunerea acolo, și nu prea de acolo, când lasă toată pensia. La joc. În timpul acesta, între ei, vin tinere care se gândesc cu ceai, cu cafea, și cu sucuri, ca să joace. Primul lucru care va cu mașină și poate intre de parcare, deși așa intre, era așa se voi. Mă duc și acum cu ceva, dar și era gratis parcare. Deci au și gratis, de treia și gratis, deci au pensia și gratis. Oameni sărași în gârșe unii, invalizi, bătrâni, babe și moși, care se deau și cu o pensie. Și asta o făceau cu de bună. Am o fiică care trăiește la Berlin, este psiholog și se ocupă exact de acest lucru, de dependență de jocuri. Tratează oameni care au dependență de jocuri. Recent i-a avut un interviu cu un chiar de lumez, mai întreagă, și îl trebuie ceva nou acolo. Și ea ca psiholog trebuie să comunică casa de sigură, să repetească spitalizarea, internarea, deci oameni cu 3 săptămâni, cu 3 săptămâni, ce nu pot urmă de bani, este o boală. Este o boală. Ia gândiți-vă ce procent ridicat dintre tinerii noștri sufăr de dependențe astăzi. Și oamenii aceștia, desigur că nu mai pot întâlnirea o familie în mod normal. N-au cu ce, n-au disponibilitate, plus că știu eu pe internet și în alte limbaje, au gustat atâtea păcate, încât sufletul lor nu mai este potrivit și dispus pentru întâlnirea unei relații familiale. Apoi, modul în care societatea influențează mințile și știrile oamenilor, încât se poate anormal. Vedeți, a fi căsătorie înseamnă să faci lucruri împreună ca să faci ceva, ca un ideal. Ori tine și știa, de multe ori simt de ideal, căsătorindu-se, nu pot trăi împreună. Viața lor este o succesiune de trădări, de violențe, până se ajunge la despărțire, foarte multe divorțuri și noi, România, am ajuns în orașe în care numărul divorțurilor este mai mare, este mai mare din jumătate de numărul căsătorii. Toate aceste păcate arată că diavolul are ca țintă specială familie. De aici trebuie să vede cât de important este familia. Distrugând familia, diavolul își împlinește într-o măsură foarte mare și obiectivul de a distrugi biserica. O biserică bună înseamnă familii bune. În familie toți au loc. Bătrâni, tineri, oameni de vârstă mijlocie, copii. Zile trecute a scris în ziar de o situație când doi bărbați l-au dus în căruță pe un tatăl lor, bolnav, pentru că nu primeau ajutorul social și l-au pus acolo jos pe pătură în fața oficiului, în fața biroului de asistență socială de la primărie. Dacă îi nu primesc
bani, n-au nevoie de ei. Ei plâns quasi destule, dar noi, România, de bătrâni care nu mai au niciun ajutor din partea copiilor și care speră să poată ajunge să se interneze sau să se să fie primiți la un azil. Într-o familie bună, toți au loc. Dacă aveți familie bună, nu ai nevoie nici de azile, nici de case de copii. Eram odată la Cluj, era la începutul 90, și atunci se băgeau toți să ajute România, să se facă cam în România. Era Edi Român, se spunea, ajutor pentru România. La o ședință, la o conferință, Edi Român la Cluj era prezent și președintele Federației Luterane Mondiale și președintele Federației Reformate Mondiale. Dați seama ce importanță era. Și acolo toată moneda se bătea pe crearea de case de bătrâni și case de copii. Și eu atunci adică așa nu puteai puțin, dar nici nu vorbim de altceva, adică nu mi-a biserică. De ce să vorbim despre întâlnirea familiei? Într-o familie bună, are loc și bătrânul, n-ai nevoie de azil. Au loc și copiii, n-ai nevoie de casă de copii. Nu-i mai simplu. Suntem în familia decât să creăm aceste surogate, dacă vreți, care nu sunt pentru noi și pentru nostru. Ei, n-am avut succes cu propunerea. Le-am dat și de exemplu. Le-am dus despre un preot de la Sibiu, care avea 9 copii și unul din cei 9 copii a fost handicapat, grapă. Și când a murit copilul acela la 30 și ceva de ani, plângea părintele, plângeau lacrimi din barbă și spunea, a plecat Hristos de la noi. Pentru că ei au îngrijit toată familia, toată viața, toată familia lumea și copilul, că n-a plecat la școală, care s-a întâmplat, sigur, a însemnat o încercare, greutate, dar oamenii credincioși își asumă aceste răspunderi și aceste, știu eu, cruci pe care Dumnezeu le îngăduie în viața lor. Asistăm la dizolvarea valorilor familiale. Și biserica este chemată să lucreze la întărirea familiei. Pentru că familia este cu ceea ce vedem în jurul nostru. Că nu mai prea este. Și familia este ceea ce spune Dumnezeu că este. Ori Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că El a creat familie. Dumnezeu a creat pe om bărbat și pe femeie. Și El a întemeiat încă prezent unitatea dintre soț și soție. Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a spus crește și mulțiți-vă și stăpâniți pământul. Și a spus iarăși că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și va urmă pe femeia sa, cu bărbatul său, cu amândoi un trup. Și Scriptura ta ceea ce au venit Dumnezeu, omul să nu despară. Și asta apare încă la începutul Bibliei, în cartea paginii, în 3. Clar afirmată această realitate care este familia, care îi creează Dumnezeu, unirea cu bărbatul și femeie, fundată de Dumnezeu și cu această precizare, repet, ceea ce Dumnezeu a venit, omul să nu despară. Mântuitorul însuși citează acest cuvânt. Și când este întrebat cu privire la divorț, care se întâmpla în societatea iudaică, nu foarte des, dar se întâmpla totuși, și era un rabin mai îngăduitor cu divorțul, Mântuitorul reafirmă acest adevăr din cartea pacii, ce au în Dumnezeu cu un dezbat. Zile trecute discutam cu profesorul nostru de drept canonic problema situației
Când se căsătorește un divorțat cu partenerul care n-a fost căsătorit înainte, se săvârșește cununia, taina cununiei, prima cununie. Pentru cel care n-a fost căsătorit, ceea ce nu-i corect. Ceea ce nu-i corect, pentru că Mântuitorul spune, cel care își lasă femeia, sau iubire de bărbatul, o face să se desprindeze. Și cel care ia pe cea divorțată, și-a lăsat de bărbat, să vârșește desprinarea. Deci, ea în mâinile aceasta, vedeți, e ca din toate Mântuitorul ca desprinare. Și atunci, în mod normal, săvârșirea căsătoriei trebuie să țină seama de acest lucru. Ar fi foarte multe de spus. Noi avem de lucrat la restaurarea familiei. Biserica are la inimă foarte serios în acest lucru. Ca biserică ortodoxă, care are preoți și celibatari sau călugări, dar care are și preoți căsătoriți, noi suntem implicați în toată misiunea noastră în această lucrare de restaurare familiei. Desigur că preotul trebuie să înceapă primul în familia proprie. Și este tragic, nu știu, familia preotului nu este așa cum trebuie. De aceea, des preotul face declarația aceasta din Evanghelie, care s-a auzit-o, că dacă cineva nu poate să-și prezintească în propria lui casă, cum va putea grijă din Biserica lui Dumnezeu, Sfântul Apostolului Pavel, din Antic Timotei? Desigur, aceasta nu înseamnă că familia preotului este ea însăși sub atacul celui rău. Ea însăși trăiește în contextul lui de astăzi cu toate influențele, cu toate ispitele și se întâmplă că și familia preotului sau membrii familia preotului cad în unele sau alte în aceste ispite. Dar cu atât mai strâmbare, mai serioasă, mai responsabilă trebuie să fie atitudinea și lucrarea preotului și a soției sale pentru a-și întări viața de familie și pentru a putea să ia exemplul și învățătura curată și corespunzătoare altora. În altă zi, Sfântul spunea la Sfânta Liturghie că preotul îl reprezintă pe Hristos, bunătatea lui Hristos, grandeția lui Hristos, credincioșii cum se le vadă în chipul, pe fața, în purtările preotului. Desigur, lucrul acesta trebuie să fie foarte clar și să-l avem ca preot foarte stăritor în preocuparea noastră. Avem de lucrat cu familii. Avem de lucrat cu familii la toate nivelurile și în toate felurile și prin toate mijloacele. Într-o parohie, chiar dacă este mică, sunt nenumărate probleme care țin de buna stare a familiei. Noi, ca preoți, suntem invitați mai degrabă de bătrâni și la bătrâni, ca să-i împărtășim, să se bolnavi sau, știu eu, inimii de la aici o sucru în casă și se întâmplă uneori când invită cineva în casă și ceilalți bine. Sau sunt tineri care preferă să se ascundă, să stea în camera lor, sunt coboare că se face o spăștare în casă care privește și pe ei, sigur, situațiile acestea sunt destul de numeroase și arată în ce măsură familiile noastre sunt victime ale lucrării satanice. Dar nu putem lucra. Putem lucra și putem o știință la noi, dar și la noi, Domnul sau Doamne, încercăm să ne vorbim. Mi s-a întâmplat odată într-o mesură
niciodată bărbat. Și am stat de vorbă cu ei și bărbatul mi-a spus atunci, părinte, acum vin la biserică. Și așa a venit la biserică și vine mereu, nu mai vine în cap, încât este invitru de mai mulți ani. Deci, dacă n-aș fi stat de vorbă, lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat. Deci, desigur că nu întotdeauna, când stăm de vorbă, avem și succes. Dar Dumnezeu lucrează și în multe cazuri intervenția preotului poate fi benefică. La fel cu tineri. Să stăm cu tinerii vorbe cu căsătorie. Să simțim și preocupările lor și suferințele lor. De multe ori tinerii aleagă la, știu eu, la lume și cred că lumea nu poate da ceva pentru că nu pot să se realizeze ca să-și realizeze dorința aceasta de a avea o familie pe calea normală, pe care țin. Ori dorința aceasta trebuie nu poate să aibă un rost, să îndrume pe tânăr, pe tânăr, pe tânăr, să roage pentru ei. În așa fel încât biserica să se manifeste ca ceea ce este, adică mama și asta bună a tuturor mari și mici. De aceea misiunea pentru Dumnezeu de grea. Un profesor e de lucru universitar. Lucrează cu oameni, cu tineri. Vin la cursuri, vin la cursuri cu absenți. Vin la examen, dar nu știu la examen cu inovă proastă, vin la doua oară. Deci lucrurile foarte... Și asta e valabil pentru profesori la toate nivelurile școală. Deci lucrezi cu oameni, categorii de oameni, exigențe. Ori preotul trebuie să lucreze cu toți oamenii suspuși, cu oameni simpli, cu bătrâni, cu tineri, cu copii. Și să știți că nu e ușor de lucrat cu religiunii. Sigur, Dumnezeu le dă și bucurii, sunt oameni care au inima deschisă și lucrez cu toți ușor cu ei. Dar sunt oameni care resping orice idee de a primi pentru viața lor. Am niște vecini, n-au copii, de la vreo 60 de ani, și tot spuneam să la biserică. Și îmi spune la un moment dat, doamna, zice, părinte, nu sunt la vârsta trei, cam sunt, dar îi spun că nu sunt. Auziți ce mentalitate. Deci la biserică încep să vin, când ești la vârsta a treia ajungem. Ne numesc din vârsta a treia. Apropo de asta, fac o paranteză, că doamnă și spune, părinte, eu sunt la vârsta a treia. Ce să-i spui la doamnă? Camerata. Gelan să-i spui că e la vârsta a treia. Când zice, nu, sunt bătrână. Pentru 60 de ani. Care era preocuparea mea? Că a fost la prăjitorul când era tânăr. Dădea examen la facultate. Prăjitorul i-a spus că l-a reușit la facultate. I-a spus prăjitorul că a reușit la facultate și a reușit. Și îi va fi bine. Și a fost. De-a spus când va fi mai în vârstă, când va fi în vârstă, când va fi în vârstă, se va muta de clasă și va muri. Și mai mulți ani, bărbatul care să nu fie din casă, să iau rău, iau rău. Și el nu se ducat din casă, era și pe comoare. De preotul de ducat de tot felul de situații în acestea, unele care avioase, oamenii au tot felul de idei și de influențe, dar preotul le dă o altă perspectivă. Perspectiva este aceea pe care o implică credința în Dumnezeu. Oamenii își trăiesc viața, în general, fără ca să aibă această perspectivă. Își fac viața după mintea lor. Deci, faptul Dumnezeu nu intră în capul lor. Și atunci își trăiesc totul pentru Dumnezeu. Să nu va vânta, trăiesc împreună, dar și nu căsătoriți. N-avem bani în lume. Păi, dar nu că trebuie bani. Trebuie o casă.
nașa lunare, care poate fi din când trebuie să fie mare, ca și cum e un lucru de vin. N-are sare de lucru. Sunt o mulțime de motive care fac să trăiască cu un nașa. Care toate pornesc de la faptul că în planul lor nu există Dumnezeu. Sau nu fac copii cu tine în casă, te îi faci în casă, nu mai faci. Sau nu mai fac al doilea copil pentru că n-avem ce trăiți. Pentru că n-au luat atunci dat în seamă la porunca lui Dumnezeu, lăsați copiii să vină la mine, chiar în sfârșitul aceasta să lăsați asupra liturghie, acest cuvânt de la Luca, și nu iau în seamă faptul că Mântuitorul spune, eu mă îngrijesc, eu sunt tată. Este acest cuvânt minunat din predica de pe munte, din la Matei, capitolul 6, versetele 25 următoare. Nu vă grijiți de viața voastră ce veți mânca sau ce veți viață, ce veți cărca. De toate acestea să fiți bătrâni. Ceea ce a făcut trupul, știe că trebuie hrană, știe că trebuie îmbrăcăminte, știe că trebuie casă, nu atât pe omul. Priviți la păstrăre greșelile. El nu seamănă, nu înțelege, nu înțelege, nu înțelege, și totuși Tatăl Domnului Cel Ceresc ne vrănește. Voi v-ați văzut mai devreme decât El. Iar ne îmbrăcăminte pentru ce vă priviți. Priviți la crinii gânduri cum crește. Ei nu-ți torni, ei nu-ți ies. Și vă spun, Cristul Român, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat în mântul acesta. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se arătă cuptor, Dumnezeu astăzi mă curată, cu cât mai mult pe voi puțin credincioși cu Domnul, căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea mi se vor adăuga oameni. Deci, perspectiva aceasta, un om credincios știe că Dumnezeu care a făcut curat, îi dă și hrană, care a făcut trupul, îi dă și îmbrăcăminte, nu se îngrijorează. Repet, din planul pe oamenilor, din modul în care își concepe viața, lipsește Dumnezeu. Lipsește perspectiva credinței. Sau, când spun că sunt credincioși, sunt de fapt puțin credincioși. Mântuitorul îi spune cu 5 mii de voi multe ori, spunându-le puțin credincioșilor. Ei, oamenii care își fac astfel de planuri fără Dumnezeu, chiar când spun că sunt credincioși, sunt vreme de demonstrare ca unii care sunt puțin credincioși. Ce bine este când familia este îndrumată să trăiască în credința lui Dumnezeu, pentru a fost urmată spune, viața mea, dacă mă duc, potrezi credința în Fiul lui Dumnezeu, care mai e niște dată sine pentru mine. Aceasta să fie și proiectul nostru, acesta să fie proiectul nostru. Să fim în credința lui Dumnezeu. Baza credinței este încredere. Îl crezi pe Dumnezeu. Îl numește Dumnezeu Tată. Tatăl înseamnă nu mai creator, ci și proiector. Dacă crezi în Dumnezeu, El îți poartă de grijă. Viața nu te faci singur. Viața te face Dumnezeu. Pune și tu partea ta într-o sinergie, într-o lucrare a ta cu Dumnezeu. E așa de urât când vezi nesprinăria aceasta a unui care nu ține seama de Dumnezeu. Și omoară copiii, o mesprinărie foarte, foarte periculoasă, și omoară copiii fără nicio
gândesc la tine. Deci pentru copiii mei acum, copiii tăi. Și copiii tăi și vreau să iau și omoară, și omoară. E atât de orbit este mintea oamenilor, încât cred că cineva atentează la tinele lor dacă încearcă să salveze pe pruncii lor, să fie omoară. O cât este lui. Poate ați auzit de un preot din Franța, un preot catolic, a făcut o afirmație care a fost foarte urât condamnată. Toată lumea este situat de Vatican. Era cu tine, plânge pe toți ucis de teroriști, de 130 de morți. Dar de ce nu vorbim și de cei 600 și ceva de copii care sunt distruși în fiecare zi, la care sunt mai mult? Care sunt bolesti chirurgicali. Tot oameni sunt. Tot la un moment dat, nu era capul să diminueze drama cea mare că eu venim cu astfel de afirmații. Ce nu vedeți? Speranța lumii este întoarcerea la Hristos. Speranța lumii este biserică. Speranța lumii este biserică ortodoxă. Pentru că vreau să vă spun că celălalt biserică, în bună măsură, au plecat de la misiunea lor. De aceea și dispar. Nu vă mereați că dispar biserică. Bisericile s-au plecat lumea. Și nu am avut de rog ca biserică. Mântuitorul spune despre creștini. Voi sunteți sarea Pământului. Dacă sarea se va strica, nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată și călcată în picioare de oameni. Dacă biserica nu mai e biserică, nu mai are rost. Nu vă mirați că bisericile neortodoxe trec prin criza pe care trec. Avortul este legitim, multe biserici de ortodoxe. A apărut imediat după 90 la editura baptistă de la Oradea, o carte mare de familie. Jumătate din cartea aceasta era cum să te ferești acum. Vă dați seama, eu aveam impresia până atunci că erau baptiști, i-au înțeles Evanghelia. Ori atunci am înțeles că nu era un serios. Deci nu veți vedea multe din bisericile protestante în lupta împotriva avortului. Biserica catolică încă luptă împotriva avortului. Dar ea vine cu alternative. Ea promovează metoda așa numită bleeding, fel de calendar. Deci tot ca să tu ai un copil în familie. Ceea ce este iarăși o metodă păcătoasă. Biserica ortodoxă nu acceptă astfel de metodă. Deci, nici metoda promovată urmietorului de Biserica Romană Catolică nu este în limitele Evangheliei. Ca ortodoxi, noi spunem, ai atâția copii cât îți dă Dumnezeu. Copiii sunt binecuvântați. Nu sunt blestem, cum le spune Dumnezeu. Dacă ai copii, să te bucuri ca de binecuvântare. Dacă nu ai copii, nu e nevoie să recurgi la tot felul de mijloace de manipulare genetică la moda asta, care toate sunt păcătoase. Fertilizarea in vitro, cum se spune, înseamnă de fiecare dată omorârea pruncilor. Că din ovulele fecundate iese unul preținut și celălalt sfârșit. Toate aceste mijloace sunt inacceptabile, ca mari păcate pentru noi. N-ai copii. Și problemele sunt copii în România, cel puțin, când găsești copii de viață. Și poți avea copii. În fratele meu și în mănii,
realitatea aceasta